Sindicaliștii din poliție au ales să sărbătorească Ziua Poliției Române printr-un protest în fața Ministerului de Interne. Nemulțumiți că ministrul Lucian Bode le-a ignorat ieri marșul prin capitală și nu a binevoit să discute cu ei, polițiștii au venit astăzi la ușa lui. Ministrul a promis că va lua măsuri în ceea ce privește angajații și anunță o serie de reforme care ar trebui să îi mulțumească pe protestatari, dar pentru moment rămân doar promisiuni. În ziua în care poliția română împlinește 201 ani, polițiștii nu au niciun motiv de bucurie. Agenții se plâng în continuare de salariile mici și de lipsa de personal. Așa că au venit la ușa ministrului Lucian Bode să-și ceară drepturile. Lucian Bode a promis măsuri în ceea ce privește situația polițiștilor și a vorbit inclusiv despre mărirea salariilor. Doar că pentru moment, aceste declarații rămân la nivelul de promisiuni. Resursă umană suficientă. Noi astăzi avem un deficit de aproape 20%, ceea ce ne creează o problemă în sistem. Dotări corespunzătoare, chiar dacă a spus că avem dotări la cele mai înalte standarde, nu este suficient. Mai avem nevoie de dotări, de echipamente de protecție, echipamente de lucru la cele mai înalte standarde. Salarizare corespunzătoare. Pentru că, dincolo de un mediu de lucru prietenos, e nevoie și de o salarizare, de o remunerație corespunzătoare. La marșul de ieri din capitală, ministrul Bode i-a ignorat pe protestatari. A fost mai important pentru el să se întâlnească cu șefii din poliție și să se felicite între ei pentru cât de bine funcționează instituția, decât să asculte plângerile oamenilor care muncesc în stradă. La proteste au participat mii de angajați din poliție, cărora li s-au alăturat și rezerviștii din armată și lucrătorii din penitenciare. Sindicaliștii acuză că guvernul face economii în timp ce angajații poliției, militarii și cei din penitenciare abia se descurcă de la o lună la alta.